Ok, Lucia, ce spui de această plajă? Tocmai ce s-a construit din câte am văzut. Ce zi frumoasă de stat pe plajă și e dimineață, nu-ți bate așa tare soarele. Exact, adică oricum eu ne-am adus ochelari, gen, vezi că ți-am adus și ție, adică să nu mai comentez că n-am făcut nimic. Da, dar eu țin pe frunte să-mi țină părul gen sus. Da, mă, cu fițele tele că mai spar. Ei, cu fițele na, tele. Ei, na, păi arată bine, poate deci, arăși tu să încerci. Oricum să știi că în aproximativ o oră o să trebuiască să plecăm, că o să fie după mult prea cald și nu o să putem să stăm. Păi știu, păi mai avem și umbrelele astea, dar... Da, dar ideea e că m-am plictisit, adică am făcut o baie acolo în ocean. Ne-am și bronzat, eu zic să facem ceva, Lucia, împreună, da? Ce spui? Ce vrei să facem? Un... cum se numesc, mă, alea albe? Ce? Bezele. Bezele? Nu, eu v-am zic să facem un desen, gen, că era un desen aici cu like, uite, păi vezi? E făcut deja. Păi, exact, așa că și voi, fraților, trebuie să rupeți butonul ăla like neapărat. Ha, ce faci, Lucia? Vorbești cu Eustațiu? Da, a venit tu, dar a adus și pizza, mamă, ce chill. Păi el e foarte chill, eu ți-am zis că el e chill. Păi, Lucia, fii atentă. De ce zic că nu vrei să desenăm? Păi, nu putem să ne batem nici cu bulgării pentru că nu este zăpadă. De unde mă ți-a venit ideea asta? Ți-a rupt nisip în cap. Nu, că o să mă doară, că poate o să fie petricele. Nu, 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 Lucia, stai, nisip. Ok. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Înghețată. Nu, ce înghețată? Ce? Înghețată, mi-e poftă, aici e doar un suc. Nu, Lucia, eu mă gândeam la altceva. Păi spun odată, ce? Ei bine, la un concurs de castel de nisip, ce zici, te bagi? Uite, ia o lăpățică! Concurs? De ce exact trebuie să fie concurs? Am putea construi unul împreună! Păi eu am o altă idee, să fac castelul meu șmecher propriu și personal, da-ia! Fără supărare, Jake, dar cred că ar fi în avantajul tău să construiești cu mine, pentru că eu știu construi. Fără supărare, Lucia, dar cred că zici rău să câștig. Ok, fii atentă. Tu o să stai, uite, fii atentă, ca să-ți dau și avantajul, stai aici, pe locul ăsta aici. Și eu o stau aici. Păi că e mai mare puțin, gen, nu, adică e mai mare. Nu, da, puțin. Păi ia fii atentă că eu oricum dacă aș fi în locul tău aș face cel mai frumos castel pentru că ai un loc mare. Deci eu o să încep. Ok, deci să vedem unde putem să facem castelul. Da, mă, începe, nu bate atâta din gură. Neam, 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 o să încep, o să te bat, o să câștig. Sunt cel mai bun, sunt cel mai tare, sunt cel mai șmecher, sunt cel mai chipe, sunt cel mai bombă. Toate astea sunt false. Bombă că ești, explodezi de ton ce ești. Bă, nu-mi strica terenul, hello. Pa! Okay. Bă, dispar, bă, dispar de aici! Ia că-ți fac de să-ți vină oceanul aici! Deci îmi face așa... Ia mă, na, acum chiar că ți-ți vine oceanul, na! Na, am făcut un mic râu! Nu mă. Hai, dispar și fă-ți odată castelul ăla, mizerabil! Ia uzi, mă! Sunt rău. Ok, deci fraților, o să facem un castel clasic, adică nu vreau să facem ceva prea extravagant, pentru că, sincer, nu cred că Lucia o să fie capabilă să facă ceva prea șmecher. Așa că, pur și simplu, să-l facem așa cât mai mare posibil. Cred că o să-i punem și un steguleț sau ceva să fie foarte, foarte drăguț. Ia uite, bam, după facem așa, bam, și după aici. Aici, ca și cum asta o să fie toată intrarea, gen, castelului. Mă rog, bineînțeles că nu o să intrăm în el, pentru că nu avem cum să intrăm în el. Dar, în principal, trebuie să fie marginile astea foarte, foarte mari, pentru că trebuie să fie exact așa în sus. După ăstea o să fie ca și cum exact așa, bam, bam, ceva în genul ăsta. Ca după... pe aici cred că ori am putea să lăsăm, dar nu, că nu cred că putem să lăsăm un spațiu prea mare. Dar oricum aici trebuie să punem apă. Deci aici peste tot în ăsta trebuie să punem apă. Să arate foarte frumos ca și cum ăsta să ne acopere propriul nostru castel. Și Lucia n-are voie pe el. Mă, ce facem, mă, Lucia? Ok, castelul Luciei puțin cam mare, nu mi se pare corect. Trebuie să vedem cum să improvizăm și noi să-l facem puțin mai mare. Cred că o să ridicăm cu un nivel și mai mare atunci, ca să nu mă depășească ea. Aici o să construim exact așa. După aici sus o să-l acoperim ceva în genul ăsta, cred că, uite, ca să arate perfect așa, uite. Mamă, deci chiar mi se pare că arată bombă rău de tot. Și cea pe margini cred că o să punem un fel de stegulețe sau ceva, sau o idee și mai bună, cred că o să punem direct niște bannere și să fie culoarea mea, preferată, adică galbenul ăsta, de fapt nu galben, verde, am vrut să zic. Să fie cam câte un banner pe fiecare parte de asta, câte un colțuleț ăsta frumos. Bam. Ok, perfect. Bam și
cam așa cred că ar arăta castelul meu. Poate pe aici puteți să mai pune câte o chestie ceva sau de aici chiar că de aici, dacă eu să-l ducem așa în sus, ia uite, bam, uite ce frumos arată. Și cred că pe aici să punem ceva în genul, nu cred că e bine ce am făcut, fraților, nu e bine ce am făcut, nu, trebuie să acoperim. Credeam sincer că să iasă altfel, dar nu cred că a ieșit. Și uia, să copiem ce face ea. Deci ea văd că a făcut. De fapt, ne putem să punem wall de ăsta și altfel. Uite, de exemplu, de ăsta așa, să fie mai altfel. Uite, ca și cum pe aici. Dar vedeți că arată bine așa. Ia uite, bam, bam, bam și bam. Ok, castelul ei, sincer, arată destul de bine. N-am să vă mint, dar sincer și al meu arată bine. Adică uitați-vă la el, e un castel pe lângă care nu cred că ai putea să treci. Exact, ce putem să mai punem? O să punem niște garduri care să ne țin aici. Să punem niște garduri de-astea de ăsta, așa, bam, garduri zimțate, să nu intre cineva niciodată în castelul nostru, bineînțeles, pentru că e doar castelul nostru și n-are nimeni altcineva voie. Ăsta, sincer, ar fi castelul meu, dar prea îmi place, uitați-vă ce face Lucia asta așa. Lucia, ce faci aici? Mă uitam ce să mai fac, dar ce e aia, mă, de ce ai pus? Mă, ce te, te mai uita la el, că eu mă uitam la tine, nu mă uitam la castelul tău, nu mai Trișa. Da, bine, bine, dacă mă uit în partea asta, normal că văd și castelul. Și castelul ăsta tot ce ar vrea să fie, o toaletă publică sau ce, că nu înțeleg. Mă, ce, cum adică, tu cum ai zis, e castel, uite, și poți și să intri în el. Și e răcoare că e nisipul ud. Lucia, unde e hârtia igienică, scuză-mă dacă zic, dar unde e? Pleacă-mă de aici, că tu ești hârtia igienică. Bă, nu mai spune așa. Uite, și curge apa pe dedesubtul lui. Oh, ce drăguț. Castelul meu oricum deja e gata. Ia uite cât de șmecherie. E cel mai frumos castel. Zici că e... Dar de ce mi-ai spart? Că eu nu ți-am spart. Dar sunt așa urâte. Păi nu sunt urâte, Lucia. Astea sunt să protejeze. De ce să protejeze? Păi de monștri și de elefanți, nu? Adică ce să caute elefanți în castelul meu? Păi ce se caute? Crezi că vin din pădurea fermecată până aici? Păi normal că poate să vină și dacă calcă puțin pe castel, mi l-au stricat. Eu cred că astea strică toată imaginea castelului. Că n-ați văzut așa de rău dacă nu puneai. Ce mă enervează, ia, ce mie că îmi strică toată imaginea castelului. Mi se pare, fraților, sincer că arată drăguț acest gard, dar... mă rog, în fine, oricum ideea este că... Așa vezi că știi să mă asculti. Da, și să te ascultați, gură, și uite, atunci ascultă-mă și tu pe mine și... Fă și tu castelul ăla să nu arate ca o toaletă publică, ok? Dar nu-i arată ca o toaletă, ești rău. Mi se pare cam arată, ia să ne luăm înapoi lăpățica, pentru că... dacă credeați că ăsta o să fie castelul meu final, v-ați înșelat, deoarece o să mergem un pic în spate aici și o să vă arăt adevăratul meu castel. Ok, și este gata, fraților. E bine, castelul meu drăguț pe care îl vedeți acolo în spate este o nimica toată, deoarece ăsta este castelul meu final. Uitați-vă, chiar un adevărat castel de nisip. Ei bine, gândiți-vă foarte bine că orice atingere foarte, foarte ciudată al acestui castel o să pice totul. Deci este foarte, foarte vulnerabil. Dar ce contează este că e foarte, foarte tare. Uitați-vă cum am făcut și poduri de aici. Este foarte, foarte tare. Sincer, chiar sunt curios să-i văd reacția Luciei, pentru că cred că o să se cam termine, sincer, concursul. Lucia, e gata concursul? Mă tot chinui să văd cum să-l fac, că mi-ai zis tu că arată ca nu știu ce. Păi, e ok, nu arată bine, Lucia, fii atentă. Eu mă uit așa pe la el, îi dau nota 8. E, arată bine, chiar arată bine, să știi. E un castel bun. Ok. Ok, bine, uite-te și la al meu, ție cum ți se pare al meu? Al meu e bun sau... Păi, e mai bun acum dacă ai făcut ăla, dar nu știu. Ce s-a stea astea de end? Ce sens au? Că nu sunt din nisip. Păi nu, no, lasă că e galben în nisip, Lucia. Ei, nu cum adică? E... Păi astea o sunt de apărare, mic, sunt, păi e micuț așa că e de bebe, adică ăsta teoretic este un castel minimalist, Lucia, aici, teoretic e gigant, okay. Pentru, e pentru furnici, te-ai prins. Da, wow, e palat pentru furnici, cred. Exact, păi ți-am zis. N-au pot pe unde să intre, ia, păi, furnicile sărace. Da, mă rog, în fine, nu le trebuia neapărat pot, dar e ok să spunem. Păi să neacă, Ziki. Da, într-adevăr. Mă rog, Lucia, și ce spui să-ți arăt și următorul castel? Pentru că am făcut două, că am avut prea mult timp liber și mă plictisisem. Și unde, mă, nu l-am văzut? Doar ăsta era, ce? Serios că nu l-ai văzut? Adică, uite cât de mare este. What? Da, ăsta e castelul meu de nisip, Lucia. Ăsta e adevăratul. De unde a apărut ăsta? Când am venit nu era aici. Da, pentru că l-am făcut eu, nu? Adică, n-are sens. Nu l-ai făcut tu. Lucia, eu l-am făcut, despre ce vorbești? Ce pui aici? Ce faci? Strici plaja? Pa, da, uite, fii atentă, vină-mi cu a... În 5 minute sau cât am construit noi, tu ai făcut...
N-are cum. Lucia, trebuie să înțelegi că eu sunt un expert. Atâta trebuie să înțelegi tu de la mine, că eu sunt un expert. Tu nu ești un expert în ce l-a construit. Da, hai, logic. Că bună glumă. Lucia, te-am bun la fiecare concurs de construit. Nu mai comenta. Uite, ăsta este castelul meu. Cred că mai bine poți să spui un palat sau împărăția de nisip. Aici sunt ca niște corturi pentru oamenii care vor să vină tarabe să... Tarabe de la market. Da. Exact, da, ceva în genul, exact. Să cumpere de la corturi, pe aici, nu știu, vinzi, de habar n-am. Lună, vrem, ce păi, asta? Aici sunt, ăsta e ca un blacksmith, aici vii și ți faci arme, știi, arme foarte puternice, să bați creeperii, zombie, știi, de-astea. Ce mă, da. Eu nu cred așa, n-ai avut timp să faci toate păi și cine astea? Crezi, Lucia, că l-a făcut? De unde crezi că a apărut ăsta de păi nicăieri, a? Trolezi, trișezi, faci nu ceva, nu să știu, să făcut ceva. Full de mine, Lucia, uite, că asta e lopățica cu care l-am făcut, uite. Uite ce dăguță e. Da, lopățica nu e folosită, lopățica. Lucia, e folosită pentru că nisipul nu-i dă damage, ai înțeles? Aha, aha. Exact. Fii atentă, uite, și aici este camera în care... Unde ești, Lucia? Uite, aici e camera de vorbim, ca și cum, și aici ne adunăm și vorbim, uite. Ma, și eu stau în centru. Aici. Exact, eu stau în centru, ce să spun. Candelabru. Lucia, ups, mă, Lucia, de ce mi-ai spart candelabru? Ce ai cu candelabru meu? Ei. Nu, ia uite, mă. Exact, și aici sunt chesturi goale pentru că aici o să pună lumea banii, gen, ai înțeles tu care-i treaba. Și fii atentă, vino sus aici, vino sus aici și aici este bibolo, bibolo, cum se zice, mă? Aaa, am fost și eu la bibli, da, ia, cu cărți multe, cu cărți multe, adică, da, cred că voi, fraților, v-ați prins la ce mă refer, dar... Da, exact, mă rog, eu nu stau în viața mea aici, dar e ok. Și după, fii atentă, Lucia, vino încoa. Aici sunt hambare pentru căluți. Mă, unde-i Lucia? Lucia, te-ai pierdut? Lucia, vină încoa. Găsisem acolo, ulu. Găsisem acolo ceva scări ciudate în jos. Păi lasă scările astea, că genios. Fac aici tur, uite, și aici sunt tu pentru căluți. Exact, eu sunt ghidul tău turistic. Aici, păi, din păcate, nu poți să faci cai din nisip în cazul în care nu ți-ai dat seama, gen. Te-ai prins că nu ai cum să faci cai din nisip, Lucia. Wow, ce exact. Sunt chesturile astea, mai ești mâncarea pentru cai sau ce? Da, păi aici vin și le fac refilul cu fân sau ce mai mănâncă, cu cartofi, cu dălea. Exact, morcov. Și fii atentă, după aici, Lucia, o să stăm pe timpul serii. Ia uite, aici seara ne adunăm și mamă, spunem povești de groază. Exact, vezi că oh, e tare aici. Îmi place. Chiar e tare, zici tu că nu-i tare aici. Mi se pare foarte da, tare. Uite, avem aici și crafting table-uri în cazul în care vrei să-ți craftezi ceva, nu știu, armuri, că sunt fantome pe aici, că am bântuit locul ăsta. Mă, ce? Nu, nimic. Și ultima, vinăm cu a ultima chestie, vinăm cu a sus de tot. Trebuie să-i arătăm și de sus, fraților, pentru că, uite, pe aici, Lucia, poți să mergi pe marginea zidului. Ia uite, ia uite ce frumos. Pe aici, după ne urcăm pe sus, pe acolo, uite, vezi că e un turn mare sus acolo. Unde ești, Lucia? Vino cu ai repede. Nu mai stai și te uita că... Lasă-mă că merg și eu în ce... Lucia, gândește că castelul ăsta poate să pice în orice secundă, că ai făcut din nisip, gen. Adică, realizezi chestia asta. Mai suflăm cât de tare putem. Nu! Termină. Și uite, aici după sunt turnurile. Urcăm în turnurile, aici stau am căzut. Aici stau arcașii, Lucia, uite. Aici vin arcașii, în cazul în care suntem atacați. Ia uite, și după se mută și pe aici. Unde? Aici putem să cine mutăm steagurile aici. Păi să ne atace, nu știu, armata oanei. Că e supărăcioasă și enervantă, gen, știi? Adică te-ai prins, nu știi la ce mă refer. Deci Nu Nu știu, Lucia, tu ce spui? Adică eu zic că e complet castelul ăsta, nu-i mai trebuie nimic, nu? Păi e cam gol, ai putea să mai aduci niște cai, cam ceva gol. Vânzători acolo. Păi, lopățica, o să fac vânzători din nisip, Lucia, o să fac vânzători din nisip. Păi poți să-i sculptez, da. Exact, o să-i sculptez și atunci... Dacă chiar ești talentat. Lucia, dar fii atentă, m-am gândit la ceva, ce tu strasă nu te-ai gândit la chestia asta. Ce? Acest castel are ceva în minus, ce nu cred că ai realizat tu, gen, cel mai probabil n-ai realizat. Ce? Îi lipsește o bază secretă, Lucia, o bază secretă îi lipsește. Păi dacă se poate dărâma oricând, distruge baza. Sau aia o facem din alt material să reziste la orice. Aia o să facem din alt material, exact, pe aia o facem cel mai grav material, din bedrock o facem, nu, nici chiar din bedrock. Bună idee. Fii atent, Lucia, trebuie să ne gândim unde să facem baza noastră secretă din castel, unde crezi tu că o facem mai bine? Păi la parter undeva, unde să coborăm. Ia fii atentă, ce spui să o facem în conferință, în sala conferințelor, ce spui? Că aici nu prea o să intre nimeni, gen, adică... Da. Cine s-ar aștepta să fie o bază secretă aici, nu?
Adică, în mijlocul ia stai, aici? Spuneai tu că e aici ceva. Ia, deci pe aici, făcusem coridorul cu scările, da, da, e cu biblioteca, e cu biblioteca, da. Ok, deci fii atentă, Lucia, noi o să facem, uite, vezi în spate la pilonul ăla, acolo, uite, aici o să facem intrarea. Și fii atentă, aici o să luăm un ghost block, exact, fii atentă, eu o să pun d-astea, așa, uite, punem ghost block cu nisip, ia, uite. Și după aici, jos, mă rog, în primul rând trebuie să spargem, că n-avem, cum spargem mult jos de tot acolo. Ok, și cât de adâncă vrei să facem? Bă, nu prea adâncă, nu prea adâncă, nu prea, gen, puțin mai mult, dai mai jos, mai jos, mai jos. Cam așa, cam ăsta să fie nivelul exact. Și de aici încearcă tu să faci un model gen o dai așa într-o parte, nu știu, pentru că eu vreau să mă ocup să completez cu nisip pe aici. Nu e bine că a căzut nisipul ăsta. Ai grijă că nisipul încade în cap. Da, stai că trebuie să refac pe aici, perfect. Aolo, dar cade tot nisipul ăsta, Lucia, nu e bună. Vai de capul meu. Păi te-am spus, pune și tu sandstone la ceva. Păi, da, cred. Aolo, nu e bine. Tu fac acolo, Lucia, exact. Dă-i cât mai mare, pentru că, fii atentă. Ideea e că o cameră, vreau mare pentru că o cameră vreau să fac piscina, Lucia. O cameră plină de piscină vreau. Piscină subterană, ce? Da, dă-i acolo și o mă ocup aici, ok. Deci e timpul să ne ocupăm. Ok, deci cam așa arată camera de piscină, că nu e gata piscina, o să o facem împreună. Lucia, tu aici ce-ai făcut? Mamă, ce-ai făcut pe aici? Da, sunt obosită de nu mai pot, asta nu e distractiv. Lucia, crede-mă, rezultatul final o să fie unul mult mai mult decât distractiv. Crede-mă pe cuvântul meu de cercetaș, mă crezi? Mare cercetaș ești tu, dar păi aici o să fie camera piscinei, încă nu e gata, așa că nu te uita, încă nu e gata, că nu știu exact cum să o fac, dar... Păi trebuie mai adâncă, sau de fapt e cât mine, eu să not. Păi exact, nu o să o facem prea adâncă, că tu nu știi să noți, că tu ești tontoloaică, mă rog, nu contează. Dar chestia este că... Scuze, dar... Nu prea, adică, ție-ți place cu nisipul ăsta cum arată pe aici? Adică, eu parcă aș vrea altfel să facem. Păi nu prea place, e boring și urât galbenul ăsta. Exact, fii atentă, eu camera mea o să fac, de fapt nu, o să punem, eu vreau să fac altceva, la podeaua asta o să fie altceva, ok? Deci de aici încolo, pe partea mea, eu fac cum vreau eu, de aici tu faci ce vrei tu, ok? Ok, păi cred că o să fac dormitoare și cameră de gaming. Păi exact, că trebuie să dormim în cazul Lucia. Gândește că ăsta poate să fie ca un bunker în cazul în care e apocalipsa. Exact. Pui și mâncare. Mâncare, da, multă, da. Tone de mâncare ai, baftă. Ok, exact, da, nu uita. Exact, deci fiți atenți, fraților. De acum o să începem prin a începe piscina. Și cum putem să o începem? Ei bine, o să punem nisip, pentru că gen are sens să punem nisip în piscina. O să punem nisip de ăsta așa foarte frumos aici. Dăm replace la absolut tot. Și sincer mă gândeam la chestia cu ce blocuri să punem pentru piscina. Adică o să vreau să punem mulți peștoloi și foarte, foarte multe alte animăluțe pe aici, cred. Adică, de fapt, nu cred că are sens să punem într-o piscină animăluțe, dar, na, mă rog, adică cred că ar arăta ok, zic eu. Dar oricum eu vreau să începem să facem ca și cu modelul la piscină, pentru că nu prea îmi place acest noroi, mă rog, nisip sau ce-o fi. Trebuie să punem cu un bloc adevărat și eu zic că sincer blocurile astea chiar arată foarte drăguț, mi se par foarte tare, plus că o să dea un fel de tentă așa mai habarna, mai de ocean, mai, pentru că până la urmă e o piscină, adică trebuie să fie o tentă de ocean. Sunt curios totuși ce face Lucia, o să terminăm repede să vedem ce face ea. Văd că ok, pune birouri și chestii. Deci cum am spus, momentan piscina noastră să arate așa. Nu știu exact unde este jumătatea, cred că jumătatea e exact așa. O să vreau să facem un fel de model la această piscină, să vină exact așa. Să aibă, nu știu, un fel de model de ăsta puțin mai ciudățel, nu prea are niciun sens, dar să aibă un fel de model. După să punem, vreau să punem și niște frunze, de ce nu? Vreau să punem frunze peste tot pe aici. Uite, de exemplu, să punem prin partea asta, ca și un secațără pe acest loc, nici nu știu, cam așa. După la fel pe aici, punem așa cum secațără pe tot ăsta. Chiar mi se pare că arată foarte tare, sincer, până acum. Adică nici nu mă gândeam că o să ne iasă un fel de piscină atât de tare, frate. Adică arată până acum genial, n-aveți ce să spuneți. Și aici, în primul rând, clar trebuie să punem apă, adică asta e cel mai important. Trebuie să punem apă prin toată piscinoia asta, chiar arată foarte, foarte șmecheră. Și, aulu, pe aici trebuie să acoperim, nu. Ok, deci am făcut aici și apa. Văd că Lucia tot pune chestii pe aici. A pus calculatoarele, așa, Lucia, așa, îmi place ce face aici. Bună treabă, bună treabă. Da, vezi. Piscina mea deja e gata aproape, doar că trebuie să mai pun șezlonguri și chestii. Deja? Da, uite, vino să vezi cum arată. Eu mă mișc repede, Lucia, tu crezi că mă joc? Wow, eu, uite. Wow. Vezi că chiar arată șmecheră, Lucia, n-ai ce să zici, chiar arată tare. Da, zici, mi-amintește de ăla din ocean, ochii.
Uleu, dar nu e vorba de la din ala, hai, pleacă și fă camera acolo de gaming, taci mă, ia-o-s la ea. Ok, și cum am spus, o să punem o mică trambulină exact pe partea asta ca să sărim așa frumos în apă, boing, uite ce tare. După trebuie să punem foarte multe șezloange de-astea pe aici ca și cum, pentru că n-are sens. Într-adevăr, este puțin cam mică piscinuca asta aici, dar mi se pare ok, adică, na, n-avem nici să ne plângem, până la urmă este ceva. De fapt, aici cred că nu o punem aici, o să mai punem încă un șezlong și... trampolina cred că o punem exact în locul ăsta, uite aici o să o punem, ca să putem exact sărim de pe partea asta, uite, bam, așa. Și după, de fapt cred că aici nu o să punem un șezlong, deoarece trebuie să punem și un stand de limonadă. Să arate foarte, foarte drăguț, să punem un stand exact aici, așa, bam. Aici cred că o să punem un fel de, de fapt nu, aici o să punem gardul, ca și cum, uite, așa, bam. Și aici la fel o să punem, ca după aici să fie acoperișul, foarte, foarte frumos. Și punem foarte multe item frame-uri cu limonadă, uite, bam, 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 bam. Aici la fel trebuie să punem un d-ăsta, foarte frumos. Și aici venim, ne luăm limonadă, arată foarte, foarte cute. Mi se pare foarte, foarte tare. Nu știu dacă Lucia și-a terminat treaba, dar trebuie să ne alegem și niște uși, fraților. Deci trebuie să ne alegem niște uși care să arate bine. Ei bine, mă gândesc că trebuie să fie de culoarea asta, pentru că până la urmă trebuie să fie în tenta asta și mă gândesc că să fie exact asta. Dar în principal nu prea îmi place, sincer, pachetul, ca și cum, adică pe jos, pe aici, pe sus, pe reții. Cred că trebuie să-i schimbăm, sincer. Perfect, și am găsit niște blocuri de înlocuire. După cum vedeți, arată mult mai bine și pereții și podeaua. Am ales acest bloc, acest tip de bloc, care, cum am spus, gen, numai blocuri de ocean, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Eu să punem ușile aici frumos. După aici, la fel, o să punem modelul ăsta, ca să aibă puțin sens, gen cu, să zic așa, cu podeaua, să nu fie doar așa ciudățel. Și mai apoi o să continuăm și pe aici. Sincer, cred că acoperișul lăsăm așa sau, nu știu, poate să încerc părerea Luciei. Sincer, nu știu dacă mai avem alte blocuri. Putem să încercăm astea, gen plencurile astea, dar nu știu ce să zic. Deja blocul ăsta l-am folosit. Poate putem să încercăm niște ul sau un concret, dar o să întrebăm pe Lucia dacă e. Ce am făcut? M-am intrat în ăsta li... Mă, ce e aici? Mă, Lucia, ce-ai făcut aici? Ce-am făcut? Mamă, vezi că arată bine! Dar e gata, mai am de făcut, v-am spus plușul, dar nu știu ce le pus să le pun aici. Păi pune-le așa, pe perete, ca și cum, ia, vezi, pune-le de perete, nu merge? Nu merge, am încercat. Ia dă-mi-l mie, că poate aici nu ești tu prea puternică. Ia să vedem, ok. Uite, vezi, acum merge, Lucia, vezi, uite, e mai bine. Păi l-ai schimbat, nu știu dacă îmi place ăsta, e prea lemnos. Păi atunci fii atent, o să căutăm unul care nu e lemnos. Deci tu l-avei pe ăsta, uite, ăsta așa, uite, bam. Ăsta nu e lemnos, vezi, ăsta e bun. Și merge să pui? Exact, merge să pui, logic, ia uite, punem pe ăsta, bam. Și aici spui câte plușuri vei. Lucia, ideea este că fii atentă ce am făcut eu aici, ia uite. Mamă, direct în junglă, ești nebun. Deci fii atentă, Lucia, voiam să-ți cer opinia. Cu ce să fac tavanul, gen? Ai vreo... Și tavanul vrei să-l... Păi aș vrea să schimb tot, nu? Tot cu ăsta de jos. Stai, Lucia, am o idee și mai bună, dar o să fie o surpriză, ok? O surpriză. Intra aici, du-te și ți-ară după. Mamă, frate, deci o să fie surpriză inclusiv pentru voi. O să vă arăt doar rezultatul final. O să mă chinui un pic, dar credeți-mă că o să merite. Și bam, ia uitați-vă cum arată tavanul. Ei bine, m-am gândit la o temă așa puțin mai habar n-am de viitor, mai știți de-alea cu, na, cu roboți, cu de-alea. Și m-am gândit la un tavan plin cu geam. Ei bine, aici în primul rând am ratat o chestie, dar e ok. Și uitați-vă cum arată, deci mi se pare că arată genial. Puteți mai pune sincer niște kelp prin apă, adică de ce nu până la urmă să fie așa puțin mai înalt, ca să aibă și piscina asta un fel de tematică ceva, pentru că cum am spus nu cred că o să punem animăluțe. Deci ideea e că eu am terminat, să vedem la Lucia cum... Lucia, eu să știi că mi-am terminat camera mea, tu ce faci aici? Cum, cum merge? Păi eu am mai mult, e mai mare, am păi o să vin și eu la tine să te ajut, pentru că eu am terminat, ia uite, ia fii atentă, stai că aici trebuie să pui așa, uite, bam. Ia uite. Vezi că arată bine lemnul ăsta așa. Și cu geam așa, vezi, Lucia, că eu sunt expertul la construit. Geam. Exact, păi cu geam, ia uite. Aia mai albastru. Păi, Lucia, tu nu știi cu cine vorbești aici, tu vorbești cu cel mai mare expert din univers. Da, odată în viață. Hai, cu odată în viață, auzi la ea, te ajbă cu odată în viață. Și aici, ok, deci vrei să facem pe toată partea asta cu culoarea asta? Ok, Lucia. Da. Ok, ok, o să construim pe aici. Mi-a părat că traversează bine bam. Aici, cristalul ăsta și aici. Bă, arată bine, dar ce vrei să mai fac și altceva pe lângă? Adică, cred că trebuie să facem tavanul cu alt model, nu? Adică, vrei să facem la fel? Tavanul, cum să-l faci, nu știu, oare ar merge la fel ca și aici? Aici aș vrea sincer să punem, aici aș vrea să punem niște trandafiri, nu, trebuie ceva exact, un fel de tematică mov sau ceva, stai că mai pun aici niște dăștea, ok, bă, arată bine până acum, dar, Lucia, am o întrebare, pentru ce sunt paturile roșii, adică,
Și pe cine mai invităm aici? Nu știu, făcut pentru orice eventualitate. Poate mai salvăm ceva om. Sau mă satur eu să dorm în mom și dorm în roșu. Exact, poate eu mă satur să dorm în vede și dorm în roz, exact. Da. Păi ia uite, perfect, ia să vedem. Deci, ce putem să mai punem noi pe aici? Nu mă gândesc la toate. A, bă, că te gândești tu la toate, nu te-ai gândit la nimic, Lucia. Uite, nu te-ai gândit să pui un copac aici. De ce n-ai pus un copac, a? Ce copac? Adică copac. Ne trebuie un copac, Lucia. Copac, copac, exact. Uite, aici, de exemplu, trebuie să mai astupăm, că nu trebuie să treacă așa frumos. Bam! Pe partea asta să fie ca și cum blocat, pentru că nu vreau să trecem pe aici. Și ca și cum doar asta o să fie intrarea. Bă, chiar arată bine, sincer. Deci, trebuie să mă gândesc cum să fac tavanul și frigiderul clar. Trebuie să facem, sincer, bineînțeles, o bucătărie. Și o să facem pe culoarea verde, pentru că mie îmi place verdele. Și Lucia nu o să aibă niciun drept să spună mie că nu vrea verde. Așa că o să facem aici. Bam, punem chiuveta, mai punem un dulăpior. Și, nu, de fapt aici o să punem așa dulăpiorul. De fapt, ba, cred că lăsăm așa, da. Și mai punem încă un dulăpior aici. După să punem un chopping board, ca să punem niște cuțitașe pe el. Pentru că, na, să-l avem la îndemână în cazul în care vrem să tăiem gen o pizza sau ceva. Și clar o să ne trebuiască și un frigider, pe care, sincer, nu știu unde am putea să-l punem. Cred că o să-l punem pe culoarea neagră. Dar, cred că-l punem de fapt aici, dar cred că lăsăm așa mai bine. Cred că arată uite, mult mai bine așa. Uite, copacul! Măi, perfect, Luce, e perfect! Chiar arată bine! Da! Exact! Ia uite, vezi că n-a fost greu deloc. Ai văzut ce ușor a fost să pui un copac aici? Ea, trebuie să spari tot tavanul, ești nebun! A, bă, că nu e rău! Arată bine, Luce, nu te mai plânge atâta. Ue, ue, uite, eu am făcut bucătăria aici, uite, îți place cum arată bucătărioara? Ia uite-o! Păi de ce verde? Îmi place verdele, cum adică? Dar strici tematica. Păi se potrivește cu patul meu. Nu. Lucia, nu îmi strici bucătăria. E doar a mea, oricum doar eu o să stau în ea. Adică, eu nu mănânc. Păi bă, da, dar eu gătesc, nu? Și e prea aproape de scaun. Nu. Așa, e mai bine. Păi și nu mai avem dulapuri. E bine, așa, că nu. Atunci ia că spargem ăsta așa. Este că spargem ăsta, bam. Și mai punem un dulăpior aici, gata, bam. Ia uite, vezi? Da, așa, vezi, merge. Exact, perfect. Păi, Lucia, sincer să fiu cu tine, baza noastră secretă din castel este cam gata, nu? Adică mai lipsește ceva, nu cred că mai lipsește nimic, sincer să fiu. Chiar arată perfect așa cum e. Da. Avem și o piscină în care... Mai avem noi chestii de acasă. Exact, oricum cred că în piscina asta eu o să mă relaxez tot restul vieții, așa că, Lucia, fii atentă. Eu să mergem sus aici și să o lăsăm momentan, pentru că nu trebuie să o punem în funcțiune acum, că nu e sfârșitul lumii. Asta e în cazul în care, da, este sfârșitul lumii. La loc. Și fii atent, am o idee, o să punem mai multe chesturi pe aici, să acopere gen, uite, vezi? Bam! Păi și nu mai poți să urci tu, băi! Păi, ia uite, Lucia, schemă, ia uite, te pui, ridici chestul, pui aici, după-l iei și îl pui deasupra capului, ia uite, vezi? Lucia, ajutor, ajutor, mai păzezi, Lucia! Lucia, Lucia, Lucia! Stai, nu poți să respiri, Lucia, ajutor! Ce? Lucia, ce-ai făcut? Lucia, Lucia, ai stricat tot! Ai stricat tot! Trebuie asta, altfel nu mai putem urca. Păi nu ne trebuie, de ce ne trebuie asta? Că nu ne trebuie. Păi nu poți să urci, că cazi. Ba, poți să urci, despre ce vorbești, Lucia? Putem să urcăm, păi, Lucia, fii atent. Oricum, momentan, cred că o să plătim pe cineva să mai facă retușuri la bază, ce spui? Pentru că, cred că mai trebuie. Sau încă o cameră cu... Încă o cameră! Lucia! Camera de jocuri să fie, mamă, fii atentă la ce m-am gândit, hockey de la pe aer și de care mă refer cu măsură de aia, să ne jucăm biliard, ping pong, tenis de masă, mamă, da, Lucia, prea tare, de-abia aștept, deci fii atentă, Lucia, chiar mă bucur că am făcut împreună această cameră secretă în acest castel. Da, a fost distractiv până la urmă. Și, exact, până la urmă, castelele amici putem să le lăsăm acolo, mi se pare că arată foarte drăguțe, dar... Da. Eu o să-mi continui să mă bronzez, pentru că este ora perfectă de a mă bronza. Ia uite, ne punem așa frumos pe șezlongul ăsta și o să ne bronzăm.